După tableta Kindle Fire și set-top box-ul Fire TV, Amazon a lansat și primul său smartphone. Fire Phone vine cu specificații interesante, printre care o aplicație care transformă imaginile și hârtiile în 3D, un modul prin care poți face cumpărături instant și acces nelimitat în cloud. GadgetReport.ro relatează că primul telefon produs sub sigla Amazon vine cu un display de 4,7 inci acoperit cu Gorilla Glass și rezoluție HD, o carcasă care aduce foarte mult cu Moto X, un procesor quad-core de 2,2 GHz, 2 GB de RAM și o cameră de 13 megapixeli. Telefonul va fi vândut din 25 iulie la un preț fără abonament între 649 și 749 de dolari. La numai câteva luni de la lansarea Galaxy S5, Samsung pregătește un nou model care, potrivit experților, ar putea să canibalizeze oferta producătorului sudcorean. De la primul Galaxy S la S5-ul prezentat în primăvara acestui an, utilizatorii au trebuit să aștepte în medie 12 luni pentru a vedea un nou model. Samsung a spulberat în acest an tradiția odată cu lansarea oficială pe piața din Coreea de Sud a smartphone-ului Galaxy S5 LTA. Un telefon care seamănă ca două picături de apă cu modelul S5, însă vine cu specificații superioare. Un ecran Super AMOLED mult mai performant, un procesor superior de 2,5 GHz Qualcomm Snapdragon 805 și 3 GB de RAM. Interesant este că sudcoreenii nu par să se oprească aici. Potrivit GadgetReport.ro, pentru piețele internaționale se pregătește un alt model, chiar și mai performant, cunoscut sub numele de Galaxy F sau Prime. Va fi un model premium cu un profil metalic ca la HTC One M8, ecran cu rezoluție superioară 2K, un procesor mai puternic și mai multă memorie. GSM Arena relata recent că telefonul ar putea fi lansat în iulie la un preț de 640 de euro. Cine va mai cumpăra în aceste condiții modelul inițial Galaxy S5? Probabil că sudcoreenii îl vor ieftini puternic pentru a evita o suprapunere de preț care l-ar face neatractiv. Samsung nu a comentat în niciun fel informațiile din presă. În spatele campionatului mondial din Brazilia se ascunde un adevărat război de marketing. Pasionații de fotbal au sesizat probabil faptul că în Brazilia nu vezi niciun jucător care să poarte căștile Beats by Dre, accesoriul devenit indispensabil jucătorilor din Europa și arborat în special la încălzire înainte de meciuri. Motivul este legat de un embargo pe care Sony, unul dintre principalii sponsorii competiției, l-a introdus pe toată perioada evenimentului. Potrivit Cult of Mac, japonezii au cerut FIFA să interzică jucătorilor și oficialilor echipelor participante să se afișeze cu căștile respective. Printre cei afectați de această măsură sunt jucătorii Rooney, Suarez și Neymar Junior, sponsorizați de cei de la Beats by Dre pentru a le promova produsele. Sony nu i-a lăsat pe jucători fără căști, trimițându-le tuturor jucătorilor de la Mondial câte o pereche Sony din noua generație. În aceste condiții, cei de la Beats, specialiști în gherila marketing, n-au mai putut face altceva decât să cheltuie câteva milioane de dolari pe publicitatea clasică. Compania elvețiană a lansat unul dintre cele mai spectaculoase ceasuri din lume. Modelul Haiti Crossbow este primul gadget de acest tip care are o cameră foto-video de 48 megapixeli. Ceasul vine cu o carcasă specială din titan, un ecran din safir și cu două variante de curea, din piele și metalică. Are un dublu mecanism. Cel de bază este unul automatic, cu 25 de diamante, cu indicatoare clasice ce arată orele, minutele și secundele, iar cel digital are un procesor de 1,2 GHz și un spațiu de stocare de 64 GB. Ar mai fi de menționat că Haiti's Crossbow este rezistent la apă până la o adâncime de 250 de metri. La astfel de dotări, prețul este unul pe măsură. Ceasul costă 1200 de dolari.